Fie Domnul Dumnezeu, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. N-am venit aici să binecuvintez doar eu pe Domnul, ci noi toți ne-am adunat. În această dimineață aș dori cu toții să lăsăm orice preocupare. Să lăsăm gândurile noastre de acasă acasă și acum, pentru că suntem într-un locaș ca acesta, care e binecuvântat de Domnul și recunoște asta, haideți cu toții să ne îndreptăm gândul, vocea, inima, ființa noastră și să-L binecuvântăm pe Domnul. Amin? Amin. În această dimineață suntem în locul acesta și ne-am adunat în jurul cuvântului Lui. Cuvântul lui Dumnezeu este ceva care poate să dea răcorire. Gândiți-vă de câte ori suntem noi înfocați. De câte ori avem noi probleme și suntem înfocați muncind sau lucrând la muncă, în câmp, te înfoci și ai nevoie de un pahar de apă să-ți răcorești trupul. În această dimineață ne-am adunat în jurul cuvântului lui Dumnezeu să primim răcorire și Domnul să dea în această dimineață prin cuvântul Lui un strop de apă pentru fiecare din noi și pământul acesta înfocat, pentru că de multe ori suntem înfocați, că vrem să recunoaștem, că nu vrem. În această dimineață ne vom ruga Domnului să trimită El un cuvânt de răcorire pentru noi fiecare și Domnul să facă. Nu ne-am adunat aici doar să ne vedem fețele, ci vrem să facem ceva. Și acel ceva să fie binecuvântați pe Domnul în orice vreme. Amin? Amin. Haideți în această dimineață, pentru că ne-am adunat în această dimineață în locul acesta și am făcut-o. Este așa. Se vede. Cu toți am venit în locul acesta. Să căutăm și scopul pentru care am venit, în noi înșine fiecare, și dacă nu este după voia lui Dumnezeu, să-L schimbăm în inima noastră, acolo în lăuntru nostru. Scopul nostru este să fim noi mântuiți împreună cu cei ce nu sunt încă mântuiți. Amin. Și cu toții să conlucrăm la marea lucrare pe care Domnul ne-o dă. Amin. Și trebuie să fim foarte atenți că Domnul dă lucrare. Nu ți-o dau eu și nu mi-o dai tu, Domnul ți-o dă. Și dacă Domnul îți dă lucrare, noi toți trebuie să vedem prin Duhul căci ești un slujitor. Și în momentul în care ești un slujitor, ești un ales al lui Dumnezeu. Dacă ești un ales al lui Dumnezeu, cine va ridica până împotriva ta? Nimeni! Nimeni nu poate să se ridice împotriva ta. Domnul să-ți ajute să înțelegi lucrul acesta și Domnul să te binecuvinteze în această dimineață cu o lucrare de la El sfântă. Domnul să întărească pe toți aceia care lucrează în câmpul Evangheliei, care lucrează pe câmp și la seceriș. Să adune cât mai mult snop, Domnul să binecuvinteze. Și anul acesta să nu fie niciunul fără rău. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți cu toții în această dimineață să ne îndreptăm către Domnul și să-L binecuvântăm, să-I mulțumim că ne-a ajutat să venim în locul acesta, binecuvântat de El, și să-L binecuvântăm și noi, pentru că este vrednic de laudă. Amin. Haideți așa cum stăm să ne îndreptăm vocile către Domnul. Amin. Amen.